Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Dumitru Oprea, deputat PNL Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Hristos a înviat și bine v-am regăsit! Cu mare drag, mai ales că sunt niște lucruri pe care ne face plăcere să le discutăm și iată, cred că putem începe cu centenarul Marii Uniri, cu partea organizatorică. De aici plecăm! Eu nu iau ca pe o simplă coincidență, chiar vă mulțumesc pentru inspirația de a prelua comunicatul, pentru că, întâmplător sau nu, fac parte chiar din comisia celor 15 parlamentari apăruți în Monitor Oficial, de care ar trebui să se mai țină cont atunci când s-ar vrea să se gestioneze un ban public în numele centenarului. Dar nu este decât o poveste, nu facem absolut nimic. Ce am făcut, ce ni s-a promis, am venit și am mințit eșenii, că o să se întâmple minuni. Am mințit fiindcă am fost mințiți. Că o să vină mare suflare, că o să vină guvernul, că o să vină parlamentul, că Iașul, care a fost capitală de război 2 ani, 1916-1918, era cel din tâi de răsplătit, că Unirea Mare s-a făcut unde s-a făcut Unirea Mică. Unirea Mică se realizase la nivel de Moldova și Țara Românească și apoi Unirea Mare s-a pregătit în laboratoarele în care Unirea Mică s-a realizat mai înainte. Și unde este prețuirea Moldovei? Nicăieri. Și eu trec zi de zi pe lângă clădirea în care generalul Bertrand, un personaj cheie al războiului, a îndeplinit funcții supreme pe planul militar. I se promisese acestei zone din Iași respect și milioane de euro. Trec zi de zi, zidurile plâng, promisiunea nu a fost onorată și aș vrea să aflu când ziua în care francezii vor veni să vadă muzeul, că se promisese un muzeu care să poarte numele Bertrand. Nu s-a făcut nimic. Milioanele au fost simple promisiuni, întâlnirile cu ieșeni au fost de asemenea simple promisiuni, guvernele n-au mai venit. Care guvern? Guvernele n-au mai primit nici premierul Japoniei, nici pe premierul Japoniei, cum să ne mai primească pe noi ieșenii. Deci, o bătaie de joc generalizată. S-au schimbat guverne, s-au schimbat planuri de bătaie. Eu chiar am fost la o acțiune ce a avut loc la Mărășești. Și în perioada aceea, toate localitățile din preajma Mărășeștului au fost implicate. Și la un moment dat, chiar oamenii de acolo au spus: dar ce așteptăm să vină să-mi dea mie statul un ban ca să-mi răsplătesc pe înaintașii mei? O gândire foarte bună, este de altfel. Meritul și la noi în biserică, toți care au participat la reîntregirea țării, care au participat în războiul de independență, care au participat în războiul prim mondial, toți au loc de cinste, iar noi îi slăbim în fiecare duminică. Deci nu așteptam banii statului pentru a face așa ceva. Dar de acum fusese o distribuție de buget pe mii de proiecte, toate aceste proiecte s-au năruit, fiindcă ministrul s-a schimbat. Acum a venit un alt ministru și văd că se răscolește arhiva de filme. Nu-i săptămână, era cumva parcă un gest de răsplată. Nu-i săptămână de la Dumnezeu să nu se prezinte un filmuleț în care nouul ministru al culturii să apară și el. Asta nu se poate face cu banul din centenar. Și ca să duc mai departe mesajul de acolo, el se laudă că a făcut un lucru nemaipomenit. A înregistrat la OSIM, Oficiul pentru Standardizare de Inovații și Mărci, OSIM, acest Centenar 100. Păi este un pleonasm. Centenarul, prin definiție, dacă mergem la dicționarul de la începutul secolului 20 din România,
centenarul era un moment în care se sărbătorea un eveniment la 100 de ani. Atunci de ce să mai pun și 100, centenar 100? Mai departe vine chiar cu obligația ca toate instituțiile publice pe toate cele, pe toate materialele promovate de ei, documente pe toate oficiale, așa, tot... să pună așa ceva. Deci promovarea pleonasmului este o rușine. După mine este o rușine. Iată unde sunt banii. Și probabil nu cred că asta este o sumă colosală. Dar mai vii plin de infatuare și spui, uitați-vă ce am făcut eu. Păi nu e motiv de mândrie, este motiv de rușine. Dacă tu ești ministrul culturii, zău, parcă te duci în zona cealaltă care nu este specifică culturii. Și am pomenit de mai multe ori alături de colegii din Parlament, domnule, hai să încercăm să facem un ceva care să reprezinte un început de alt secol. Deci avem un secol de la Marea Unire și hai să încercăm acum să ne ducem în secolul următor cu o bornă. Borna aceea să rămână în mentalitatea colectivă prin ceva care să nu se schimbe. Eu am zis și cred că și mai mulți colegi au fost de acord să dăm drumul unei bucăți de autostradă care să plece din zona Moldovei spre Târgu Mureș și toată lumea să știe kilometrul ăsta sau 500 de metri ăștia s-au turnat în 2018 când treceam în secolul următor și ar fi o cheie, o piatră de hotar între vremuri. Dar așa, nimeni nu știe pe ce să duc banii și toate scopurile astea sunt pentru chindii realizate cu cei care fac parte din PSD, ALDE și cei care mai sunt preajma guvernării. Și apropo de asta, chiar astăzi a fost un eveniment interesant în Camera Deputaților, când celor de la UDMR li se promisese că o să fie mare, împlinire mare și ei o să beneficieze de un statut de independență. Deci și promisiunea lor de independență la nivel de entitate ce ține de Harkov, Harghita, Covasna și Mureș să devină un fel de stat în stat. E, astăzi n-au avut decât 20 de voturi. Nu știu de unde este al 20-lea, că unul dintre colegii noștri de la UDMR nu mai este în viață, știam că sunt 20. Toți ceilalți, indiferent de partid, n-au fost alături de ei. Li se promisese ceva. Și de ce zic asta? Pentru că UDMR-ul, la un moment dat, au spus-o foarte clar că ei nu numai că nu sărbătoresc centenarul, dar vor face tot ceea ce este în măsură ca centenarul să fie dus într-o zonă derizorie. E rușinos. Totuși, mă întrebam, iată și la Iași, și s-au, nu știu, promovat deja multe activități care să aibă loc, iată, în perioada aceasta, în centenar. La nivel de primărie există un departament care să se ocupe, iată, de activitățile acestea. Ce se întâmplă? La nivel de primărie este persoana care a deținut poziția de secretar de stat pe vremea lui Cioloș, când s-a creat departamentul centenar, SEC. Și Daniel Șandru, profesor universitar din Iași, fusese împuternicit să gestioneze evenimentul fără partipriuri, fără a ține cu unii și a-i taxa pe ceilalți. Departamentul ăsta s-a transformat, s-a schimbat de câteva ori. Daniel Șandru a fost găzduit, din câte am înțeles, de primăria Iași și aici au realizat câteva evenimente interesante care făceau parte din
bateria de evenimente naționale și cu o reflectare internațională, pentru că sunt multe dintre acțiunile care vizau unirea mare, marea unire a României, cu ecouri internaționale. Ori, chiar și dacă primăriei Iași îi se promisese ceva, promisiunea aia acum nu mai există. Deci ce a mai făcut Iașul, ca municipiu, din fonduri proprii, Daniel Șandru, profesorul, și cu echipa atâta cât a putut să fie făcută, au realizat evenimente frumoase în municipiu. Dar ce folos? În țară totuși e un blocaj sau ceva se întâmplă. Că, cum spuneați și noastră, banii se cheltuie, dar nu se știe pe ce. Deci rușinos este un aspect groaznic. Am avut în urmă cu câteva luni, până să intrăm în vacanța parlamentară anterioară, o bucurie că PSD-ul și ALDE și PNL-ul au ajuns la un punct comun vizând momentul decisiv, momentul final de la Alba Iulia. Ce se va întâmpla la Alba Iulia? Și-au bătut palma și unii și alții pentru câteva lucruri și de natură fizică. Așezarea unor clădiri la nivel de clădiri de top mondial, dar nici asta nu a mai fost, fiindcă, din câte am înțeles, proiectul care fusese aprobat cândva s-a pierdut. Dom'le, s-a mai pierdut. La propriu sau... S-a pierdut la propriu, pentru că la PSD toate proiectele mari ale României se pierd. Bechtelul s-a pierdut, proiectul reîntregirii României mari, cu unirea de la 1918, de asemenea s-a pierdut. Vedeți? Proiectele mari ale românilor se duc. Nu știu cum. Și să-l întrebăm pe Șova, să-l întrebăm acum pe noul ministru al culturii, cine ar fi în spatele pierderii unui astfel de proiecte atât de mari, e rușinos. Și benefice de altfel pentru... Da. Deci toate astea sunt acum niște lucruri așa care sunt dezgustătoare. Avem niște întâlniri, unele sunt săptămânale, așa numai doamna ministru al educației Andronescu este președintele Comisiei Centenar. Foarte interesant. Iar doamna președinte al Comisiei de Învățământ din Senat, oricât ar spune colegii de-ai mei, este înlocuită de unul dintre cei care au ajuns până la genunchele broaștei cu școala. Liviu Pop este președintele Comisiei de Învățământ din Senat. Iar doamna Andronescu a fost decapitată. În schimb, a fost răsplătită cu funcția de președinte la Comisia Centenar. Nu știu ce poate să facă dumneavoastră acolo. Dar la învățământ știu că s-a priceput și a avut porțile deschise fără culoare politică. Discutăm puțin și despre proiectele legislative pe care le aveți poate în lucru, pe care ați reușit să le faceți să devină realitate. Cu ce planuri pentru anul acesta? Eu am venit cu niște propuneri și am să insist acum pe partea de final să conving colegii de la PNL că de la 1 ianuarie 2019 România are președinția Comisiei Uniunii Europene. Noi suntem fruncea, iar noi și cu următoarele două state dăm tonul. Ori ar trebui să știm ce, exact, ce s-a întâmplat cu Estonia, care a avut același rol și l-a încheiat în decembrie 2017. Estonienii au făcut adevărate minuni. Adevărate minuni. O țară foarte mică, dar care este model mondial de îmbinare a tehnologiilor moderne cu plăcutul, cu utilul la nivel de persoană. Nu trebuie să-mi facă mie statul registrul certificatelor de naștere când părinții la nașterea copiilor
trebuie să aibă grijă să înmatriculeze copilul ce a fost născut la nivel de familie într-un registru care poate să fie național, european sau planetar. Cei din Estonia, multe minuni. Iar elementul cheie este așa numită digitalizare, transformare în șiruri de cifre de 0 și 1, care sunt accesibile oricând. O să spuneți, a, dar cu Facebook-ul. Cu Facebook-ul este o altă nebunie. Nu este exact ce nu face Facebook-ul, că nu poate, face acest nou concept numit blockchain. Blockchain-ul este un registru jurnal, carte mare, în traducere liberă din literatura anglosaxonă. Acest blockchain este registru distribuit planetar al diverselor componente, dar el poate să fie la nivel privat și la nivel public. Deci pentru certificatele de naștere poate să fie un singur registru al tuturor născuților planetari. 7.590 ceva de ea, și o să vedem cum defilează următorul și următorul și următorul, dar nu este datoria instituțiilor publice să dea viață unor astfel de registre, asta voiam să spun. Și ce au făcut estonienii este demn de toată lauda. Au creat o mândrie de a deveni cetățean al teritoriilor estoniene fără să te muți în Estonia. Au un sistem de locuitor al Estoniei cu un concept e-residence care le oferă posibilitatea să contribuie cu bani pentru crearea unor suprafețe imense în care, indiferent unde te afla pe glob, să te simți bine într-un colț frumos estonian, care de fapt este un colț al planetei și nu unul al Estoniei. Astea sunt lucruri care se vor întâmpla odată și odată, și am făcut paranteza asta fiindcă aș vrea să îi conving pe colegii mei, atât cât mă mai pricep, pe zona monedelor virtuale, pentru că tot se vorbește despre poziția unor super specialiști în domeniu care sunt de acord sau nu sunt de acord. Despre globalizare se spunea că poți să fugi, dar nu poți să scapi. Și despre criptomonedă, despre moneda digitală, la fel. Poți să fugi, dar nu poți să scapi. Am văzut că sus pe munte, undeva pe la Bâlea, un hotel primește numai bitcoin. Și am zis, bravo lui. Nu are cum să piardă. Nu are cum să piardă, dar mai mulți români au desfăcut punguța cu bitcoin pentru a demonstra că există un mod în care statul nu poate să intervină în niciun fel și nici băncile în niciun fel. De asta unii guvernatori nu prea sunt de acord cu criptomoneda, nici guvernele nu prea sunt de acord, fiindcă exact ele sunt afectate. Așa este, iată, sunt modele pe care ar trebui să le preluăm cu toții. E cumva un punct pe care îl aveți pe listă pentru anul viitor, printre proiectele pe care... Aș vrea ca împreună, și am câțiva colegi foarte pe fază care sunt și scormonitori, se numesc mineri, care mineresc și scot din internet criptomonede și pe propria lor experiență sunt într-o astfel de echipă și au și spus, domn profesor, abia aștept să întărim formula asta, să facem o comisie specială la nivel de Parlament. Să sperăm că o să fie înființată această comisie. Eu cred. Este un vis al meu și o necesitate a României. Dar dacă nu vor fi interese, cu siguranță cred că va fi, așa cum spuneați și noastră, probabil sunt persoane care nu sunt de acord, iată, cu această criptomonedă. Nu. Și închei rapid. Câțiva oameni care sunt foarte bine plasați, sus, au zis, domn profesor, nu știu ce despre ce e vorba, dar dacă mă convingeți, zău că accept să fac... Provocarea. Da. Vorbeam de proiecte. Ce alte proiecte de suflet aveți sau doriți să le puneți în practică pentru comunitate, pentru Ieșeni, pentru țară? Pentru țară, în continuare, ar fi și
componentele astea pe planul educației, fiindcă noi educația am lăsat-o de izbeliște și văd că se tot duce. Eu am luat la sfârșitul secolului XIX minunile făcute în educația românească și ele au fost realizate de Spiru Haret. Dacă lumea ar avea răbdare să citească ce minune a făcut acest moldovean, Spiru Haret, ar spune, Doamne, hai să dăm timpul înapoi. Adevărate minuni s-au întâmplat. Ori școala noastră nu face pași înainte, ci doar înapoi. Pentru că s-a luat mâna de pe școală, am umblat în multe școli din județul Iași, dar nu numai în județul Iași, în alte județe, mi-e și rușine să spun că sunt mii, zeci de mii de școli în care copiii sunt tratați într-un mod nepotrivit. Deci, fără grupuri sanitare și să vedeți cum, din respect părinților, îi tratează ca pe copiilor într-un fel anume. Dar toate aspectele astea ar face parte dintr-o abordare integrată a educației. Pentru că eu am participat alături de mulți colegi de-ai mei și am putut să fac un gest. Eu am creat un curent și am zis că poate o să se mai agațe mai mulți colegi de-ai mei. Am pus o sumă, zic eu, destul de mărișoară, de 10.410 euro din contul personal în contul universității și în fiecare an dobânda de la suma asta o primește cel mai bun student al Universității Cuza. Dacă ar mai fi mai mulți colegi de-ai mei care să pună câte 10 lei și s-ar face așa o altă sumă și o altă sumă, pentru foarte mulți copii din mediul rural care, zău că doar neșansa lor de a fi născuți într-o zonă mai izolată îi face să nu fie atât de vizibili. Dar altfel, sunt copii geniali. Sunt copii care talentați și ar trebui să fie descoperiți prin diverse criterii. Am propus asta în Parlamentul României, avem proruralisul la Iași. Am contribuit, în fiecare an se contribuie cu o sumă de bani ca mai mulți copii din mediul rural să vină în Iași, grupuri de cam 40 de copii erau la un moment dat și aici să învețe școala adevărată și ei au ajuns și olimpicii internaționali. Copii care au venit pe o astfel de cale. Ori am propus în Parlament să se facă lucrul ăsta la nivel național. Credeți că au acceptat? Nu. Și a rămas la nivel de județ Iași, profesorul Jean Galou, căruia cred că toți copiii ăștia ar trebui să-i ridice mulțumiri până la cer, pentru că dumnealui a fost cel care a ținut flacăra asta a școlii aprinsă și a bătut din poartă în poartă la oameni care să facă gestul ăsta pe cât mai mulți copii din mediul rural, să-i binecuvinteze, dându-le acces la educație și devenind copii extraordinari. Iașu n-a întrerupt programul Pro-Rurales. Dacă ar deveni și un program național, uite, este centenar, da? Ar trebui cu ocazia centenarului să fie așa ceva. Și tot legat, iată, în strânsă legătură cu educația, vorbim și de sănătate. Cam toate persoanele ar trebui să aibă acces egal la servicii de sănătate. Când Obama a făcut mișcarea asta, știți câți copii erau prinși, dar erau sume de 10 de mii de miliarde. Suma era foarte mare. Erau 60 de milioane de copii care nu erau prinși în sistemul medical. Ori, acum, vedeți, este și zăpăceala asta cu uite-l, nu e cum să suie. Ba e pilonul 1, ba e pilonul 2, ba e pilonul 3. Bieții oameni nici nu știu ce înseamnă pilonul 1, pilonul 2 și pilonul 3. Exact. Doar atât se jăluiesc. Dom'le, le-a luat copiilor și banii din pilonul 2. Da. Fiindcă era o contribuție a tinerilor care erau născuți în 30 până la 40 ceva de ani, erau obligați
să depună și la pilonul 2 o cotă parte, erau banii chiar ai lor. Și dintr-o dată acum s-au găsit isteții care au făcut marea reformă fiscală, apropo de altă temă pe care, am abordat-o, da? Domnule, este rușinea neamului să spui că ai făcut mare reformă fiscală în astfel de, pe astfel de modalități. Luându-le de la gura tinerilor o speranță că este practic o sumă pe care un tânăr o are la dispoziție dacă pleacă de la un fond la alt fond, el poate să plece cu suma aia, e suma lui. Dar cum statul i-a confiscat-o? Și acum marele ministru de la finanțe se tot umflă în pene că a făcut mari minuni. Păi ăsta este furt. Ăsta e furt la drumul mare. Și tot ceea ce au făcut ei, mă uitam la bieții oameni necăjiți din domeniul educației, din domeniul sanitar, care erau practic până acum nu îndrăgostiți, dar cât de cât unși de cei care erau la guvernare ca să, măcar la 4 ani, să se comporte într-un anumit față de ei cu votul. Dar acum, oamenii ăștia sunt primii care sunt în stradă. Și de ce? Era o persoană care spunea 1400 de lei mi-a luat din domeniul sanitar. Și au luat pentru că, pe scurt, s-a zis că se mărește fondul de salarii al unei instituții cu 30%. Eu pot să vă dau dumneavoastră 300%. Că a zis ministrul sănătății, sunt persoane care au luat 170%. Da, dar sunt zeci și sute de persoane care nu iau nici 5%, nu iau nici 1% mărire. Deci noi avem două concepte. S-au mărit salariile, dar s-au micșorat veniturile. Așa este. Și s-au mărit contribuțiile la stat. Păi s-au mărit salariile încă, ca să dăm la stat. Încă putem discuta pe acest subiect. Cu siguranță vă vom mai invita să fiți prezent aici pentru Ieșeni. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la invitatul jurnalului. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.